Dar mai întâi vreau să-mi invit și pe doamna Elena, așa că sunt invit mare sunteți dumneavoastră. Doamna Elena sunteți, așa. Așa, de bucuroasă, i-a s-o pșepăt că s-o chem. Am venit cu florile acestea. Vorbim pe urmă cu tine, dar mai întâi cu mama, ți-a dat viață. Și mama mea a șoptit o păsărică când 1 ianuarie și ești și eu, mai geată, e drept? Haideți așa să o felicităm din timp și acest flor. Sunt pentru dumneavoastră, sunteți așa frumos. Ia uitați-vă din culoare cu rochea. Eu știu, mă, și-ați ce-ți îmbrăcat, ați văzut? Și pentru tine, Ion, așa, te rog așa frumos, ca să am o leag de loc aici, să mă învârtesc. Ion, uite, un coș bogat de fructe, de vitamine, să vezi, ai stimpați cu oaspeți sau nu? Carne, deja, carne, carne. Așa, și o șampanie, asta prea ce s-a stimpați cu oaspeți. Aplauze, oaspeți, cu oaspeți, stimați oaspeți. Poți să-mi pui acolo la emoție, mă, și să nu-i facem feliu. Eu am venit cu o felicitare. Am scris o poezie, mă numesc Maria Ciorici, de fapt, să mă prezint. Și vin la o magiață în urtre casă, e fericit. Și am ajuns și la tine, Ion. M-a adus cineva tare, tare drag. Și vreau să te întreb, dacă îți dai tu seama cine m-a adus la voi în casă. Spui câteva nume, 1, 2, 3, câte dorești. Și dacă îl ghicești, batem din palme, ce spuneți? Haideți să vedem și cine prima te gândești tu că organiza surpriza asta. Aplauze! Așa, corect! Și în cine crezi tu că? E drept, Ian, așa, așa, aplauze! Și mai este cineva pe care tare tu iubești, tare, tare, cine? Și ei pe tine te iubesc. Și încă? Și Greta! Aplauze, iată, așa! Bravo, ai trecut de examenul cu tine, primești nota 10 azi de ziua ta. Și m-au rugat să scriu o poezie așa din toată inima și din tot sufletul, că te iubesc ei tare mult și le ești drag și au numai amintiri frumoase pentru tine, sentimente frumoase care vă leagă. Te-ai născut într-o zi ploioasă și posomorâtă, iar acasă te aștepta surioara ta iubită, Ecaterina, 3 anișori avea. Ai avut o copilărie veselă și frumoasă, așa cum numai la țară poate fi. Alături de verișorii tăi, Grigorie și Vasea, și ceilalți, împreună ați fost tare uniți. După ce ai terminat școala, ai luat drumul străinătății. Pentru prima oară în Rusia, să-ți îmbunătățești condițiile vieții. În 2010 ai devenit pentru prima dată cel mai fericit tătic, continuându-ți viața prin străinătate, deja prin Anglia, mulți ani la rând. Sărbătoreai zilele de naștere acolo, în străinătate, și multe sărbători importante le-ai petrecut fără din noi, frate. Anul acesta, împlinind o vârstă frumoasă, vârsta de 35 de ani, ai decis să vii acasă să sărbătorești cu cei dragi. Sora Catiușa, cum tu o dezmierzi, nu poate fi la sărbătoare, dar tu o înțelegi, căci o iubești. Legătura voi, dintre voi, este foarte mare. Astăzi, ești în primul rând lângă mămica, care este totul pentru tine. Este și mamă și tată sărmănică. Mereu te așteaptă când acasă feciorașul vine. Astăzi te felicităm cu toți. Sora Catiușa, nepoțica Greta și eu, Mariana, îi felicit viitorul soț, treci lângă soț tău așa viitor. Și feciorașul Cristi se alătură la felicitare și cu drag te fericită. Noi suntem împrăștiați prin lume și dorul de tradiții și casă sufletește pe toți ne adună, iar astăzi îți dorim o sărbătoare frumoasă. Îți dorim să rămâi mereu puternic, amabil, curajos și înțelept, harnic în toate și energic, să alegi tot timpul drumul drept. Să nu ai niciodată în viață probleme, să fii mereu vesel și optimist, să fii curajos și încrezător, asemeni unui leu ce este în sine convins. Să se îndeplinească dorințele tale, iar viața să vină în dar cu surprize cele mai frumoase. Și ridică de sănătatea ta un pahar! Ia să vedem frumos aplauze cu paharul tine! Așa, da, 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 Ion, ridică de sănătatea ta un pahar și ciocnești toată lumea care e ca... Nu înțeleg, dar voi de ce plângeți? Ce s-a întâmplat? E jale așa! V-a fost dor și vă odiu, că-i drept și a venit acasă alături de cei mei scumpi și apropiați să petreceți.
Felicitarea vine din partea, deci hai să vină și Ion, că a fugit după Jean, i-a căzut zâmbești. Să-l așteptăm. Iubești prospișorul. Ei, bunișorul iubești, așa? E drept. Și rășesc și ei, pardon. Da. Să-l așteptăm și să-i spunem mai departe cuvintele frumoase. Sau câți ani n-o sărbătorit ziua din naștere acasă? Multișor, așa? Deci, cred că și toate sărbătorile de iarnă împreună acasă veți sărbători. Hai, mă, Ioane, mă, Ioane, nu găsesc cuvinte, unde ești? Te departe, Beșu? Sunt 6 ani de zile cât am lucrat cu dânsul peste hotare, eu nu am fost acasă. Așa, Natalia, cine ești? Coleg. E că până vine Ion, el o să vadă înregistrarea. Două cuvinte, și vrei să-i transmiți acolo, te uiți în video, el o să vadă pe urmă noi ce am filmat. El n-a să audă acum, dar pe urmă. Ce vrei să-i spui colegului Matale de lucru, așa de lucru, da? Da. Hai, două cuvinte. Până a plecat în Marea Britanie, nu-l cunoșteam pe Ion, noi ne-am cunoscut acolo. Și deodată, știți cum, cunoștințele sunt așa reci, dar după prima săptămână de lucru împreună am înțeles că e un coleg foarte sârguincios. Lucrează. Oh, bravo! O secundă, bravo! Uitați-vă cu ce a venit el, cu tot simbolul. Aplauze! Vă rog, aplauze! Aplauze. Bravo! Așa? Și din prima săptămână am înțeles că e un coleg sârguincios, muncitor. Și ne-am împrietenit de la început și după asta am lucrat împreună 6 ani de zile, cel puțin. În total 7 ani de zile. Am făcut bani împreună. Așa? Da. Așa mult, mult depinde și de coleg, adică singur nu fost de... Am fost o echipă puternică împreună și îți mulțumesc pentru că a fost un coleg adevărat și un prieten adevărat. Între timp ne-am împrietenit tare, am trecut prin multe greutăți împreună, dar le-am depășit pe toate, da. Și sunt foarte bucuros pentru că în sfârșit o reușit să vie la jubileul lui, să sărbătorim cu toți împreună și vreau să-i urez mult sănătate și realizarea viselor împreună. Și îți doresc ca anul ăsta într-adevăr să reușești de 3 ori mai mult să-i pus în plan. Pentru că a fost perioada grea, dar anul ăsta în sfârșit să deschid porțele și îți urez și ei și-mi doresc și mie să ai parte dublu. La mulți ani! Bravo! Aplauze! Când ai fost cu mie și ai adus Gineșor Rășor, o luat cuvânt colegul tău, am înțeles că aveți o prietenie așa frumoasă și colaborare frumoasă și Dumnezeu să vă ajute în continuare să strângeți bani din Europa. Te-am înțeles? Deci felicitarea, după cum v-ați dat seama, vine din partea surioarei Caterina care lipsește. Complicele meu este Mariana, viitoarea ta soție, mama, la felicitare se alătură toți, deci nepoțica Greta, am înțeles că sunteți într-o relație foarte frumoasă și tare, tare te iubește, feciorașul Cristi, care tot este, nu este acasă, dar este cu sufletul și cu gândul aproape, și toată lumea asta, vreți vă alăturați și voi la felicitare? Da. Eu sunt sigură. Haideți așa, deja paharele sunt pregătiți și urmează cuvântul din partea omageatului și după asta o dedicație muzicală. Ce vrei Ion să le transmiți la toată lumea? Noi înregistrăm acolo. Ei vor vedea cu toții. Ce vrei să le spui? Cu microfon, se aude toți. Bună seara la toți. Mulțumesc foarte mult, așa că Domnul m-a așteptat niciodată. Da, am simțit la surpreas și pe ceva. Și mulțumesc foarte mult și iubesc și stimez. Te aștept acasă, lângă noi. Mulțumesc mult. Și mamica care tare, tare și-o aștepta și o acasă. Două cuvinte, cum poți, Natalia, așa, din suflet, ca o mamă? Ce-i dai? Tare, nici nu pot să zic, dacă era și serioară și era și fiorașul, îmi trebuie, măi, ia vezi și ești mai... Ați aminti când nu luară în soi, deodată ești faci mai tare. Dar e lângă noi, soră, e lângă noi. Tare. Dar e cu noi. Ei, poate ne aude, nu ne aude, dar da, ca o mamă, eu ești de timp. Cu plășințele, cu plică, cu zicarșcu. De tot. Bravo. 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 Și-o pupăt la mama, dar cum? Ia-te așa, așa, așa. Bravo, să fiți sănătoși. Vedeți, ei, dar legătura dintre mamă și fiu este una nemaipomenit, fiindcă asta e pe viață și asta niciodată nu se strică. Mariana, și crezi că ai scăchi?
M-a adus până acasă, mi-a arătat drumul, a venit până în centru după mine. N-ai știut unde s-a dus ea, dar e după mine a venit. Întreba unii, Maria. E în centru a venit după mine, femeia alerga într-un gând și într-un suflet. Mariana, două cuvinte, ce vrei să-i spui soțului tău? Sincer, la mulți ani și sănătos, stimat, iubit, cei dragi înconjurat, ce sunt plan să realizăm. Să-i grijă și de dânsuri să nu uită de noi. Bravo, Amar, la tine! Ia să vedem Amar la tine! Amar, 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 strigăm așa, Amar! Amar, faci repetiții, că am înțeles că ca să fie în gălăgie acolo de dragă la noi. Bine!